Deci vă spun, ca să nu mai lungim, facem eforturi să aducem jucători. Proiectul e pe 3 ani, v-am spus, cel puțin cu Ionuț Badea. Domnul președinte Nicolae ne-a dat mâna liberă și mie și lui să aducem ce dorim și să facem echipă. Vrem să ne bazăm pe jucători tineri, pentru că am avut vreo 7-8 jucători care aveau 34 de ani. Nu înseamnă că renunțăm la toți. Legat de stadion, să știți că sunt investiții mari care se fac, pentru că am semnat contractul ieri și trebuie să facem până la începerea campionatului încălzirea în gazon, fiindcă altfel nu obținem programarea meciurilor pentru sezonul următor și nu costă decât 120.000 de euro. Trebuie pentru campionatul 2013 să acoperim, să avem 3.000 de locuri acoperite și noi nu avem acum decât vreo 700. Și ăsta e motivul pentru care încă nu ne-am apucat de fațadă, fiindcă nici nu ne place să știți cum arată. Poate ați văzut că am încercat noi să facem un contract cu o firmă, să pună niște benere, nu alea politici, alealte cu cerechitul, ca să mai estompând în felul cum arată tribuna. Și asta v-am spus pentru